Salutare, utebiști! Fac acest clip ca să vin în ajutorul și celorlalți utebiști care au tractoare din gama 3. Dintre ultimele fabricate de către uzina Tractorul Brașov, în special varianta de motoare cu pompă Delphi, făcută în special pentru export. Acestea au o distribuție un pic diferită. Un pic mai mult diferită față de cele care suntem cu toții obișnuiți. Partea urâtă e că nu se găsesc mai nicăieri informații. Sau dacă se găsesc, sunt foarte greu de aflat. Și pe net, cel puțin, lipsesc cu desăvârșire. De asta caut să contribui un pic și să vin în ajutorul celorlalți colegi făcând acest clip. Bun. Ce problemă am întâmpinat eu? Punere la punct. La UTB-ul 445 știm cu toții cum se pune la punct. În mare parte suntem obișnuiți, ni se pare floare la ureche. Dar aici avem o mică dilemă. Pompa Delphi, care are o altă punere la punct și ca majoritatea și puținii care știu caută să te cam sperie un pic când îți explică ce ai de făcut. Bun, haideți să încep să vă explic. Aici pe partea de pinioane vedeți că sunt doar 3 pinioane mari, nu 4 cum e la UTB cu 445. Dar în schimb la astea 3 e simplă ca și acolo. După cum se poate vedea, plecăm de la arborele cotit cu 1 pe 1 pe acest pinion intermediar, aici 2x2 la arborele cu came, 3x3 la pinionul care pune în funcțiune pompa de injecție și pompa de alimentare. Bă, cea mai mare o avem aici. Cum se compune? Tot la fel, greu am aflat, am dibuit bătând în capul câteva zile stând așa cu motorul ca să pot să înțeleg. Deci acesta e pinionul pe care îl știm toți. De el vine prinsă o flanșă în șuruburi și are această zonă excentrică. Această zonă excentrică înlocuiește fix acel pinion excentric de la 445 care pune în funcțiune pompa de alimentare. Asta am clarificat-o. Următoarea fază. În această flanșă avem o siguranță și un alt pinion. Pinionul acesta pune în funcțiune axul pompei de injecție. Ce am fost speriat de foarte multe ori. Cum se scoate pompa de injecție de aici pentru a putea duce la verificat, reparat și alte treburi. Pe capacul distribuției, fix în zona aceasta, este un căpăcel în 4 șuruburi și dând capacul acela jos, se vede fix aici interiorul acesta al axului. Pe pinionul pompei de injecție, nu știu dacă se poate vedea, da, avem aici un semn micuț. Acesta trebuie să corespundă cu semnul de pe pinionul intermediar care vine pe flanșă. Dacă acestea două nu corespund, aveți foarte mare grijă, începeți să numărați dinții care sunt diferența între semnul axului de pe pinionul pompei de injecție și semnul axului intermediar. Cum scoateți pompa de injecție? Aici aveți un șurub care blocați axul pompei. Desfaceți acest șurub. Această siguranță o dați în jos, încât buza aceasta de aici să intre în zona aceasta a siguranței. În momentul acela, axul este blocat, pompa nu se mai învârte. Asta în situația în care, în prealabil, ați dat jos acel căpăcel și ați verificat ca cele două semne de pe axul, să mai focalizăm, așa. Deci ca cele două semne
ăsta de pe ax sunt intermediar și cel de pe ax îl pun pe de injecție corespund. Und, atunci nu trebuie să faceți probleme cu blocarea. Dacă ele nu corespund, blocați axul și totodată, înainte să duceți la reparat, căutați să aranjați, să puneți acest pinion pe poziția aceasta. Adică trebuie să scoateți neapărat, să trageți un pic de pompa de injecție, scoateți siguranța asta, trageți pinionul ăsta în afară, l-ați rotit, l-ați pus la loc încât cele două să corespundă. Bine, faceți aici un semn ca să nu deviați. Odată docați asta axul, ați pus la punct și vă vedeți mai departe de treabă. În momentul în care aduceți pompa de la pompa G sau vreți să o montați iarăși, ele să vă, aceste două semne să vă corespundă. Sper că m-am făcut înțeles. Dacă nu, lăsați, puneți o întrebare jos în comentarii și în cel mai scurt timp că o să vă răspund. Spor și la mai multe!